Să vă întreb de idoli. Ați avut, când ați început cariera sau pe parcursul cariei sau acum, idoli? Eu, da. Vă rog, doamna Simile. Eu am iubit-o foarte, foarte, foarte mult pe Dalida. Elvis Presley. Beatles. Să mai spun? Da. Modele, Maria Tănase, idoli cântăreți. Maria Tănase și Margareta Păslar. Pe Margareta. Toate fetele vroiam să fim ca Margareta. Îmi puneam sârmă. Și noi băieții vreau să fim ca Margareta. Vreau să am codițe cum avea Margareta. Și am apărut cu piesa Margareta Păslaru. Eu nicio chanson d'amour, nicio franțuzită. Eu am fost direct Margareta Păslaru. Mi-am făcut și alunița, toată lumea știe. Deja sunt moară stricată. M-am pieptănat ca ea, m-am tuns și m-am pieptănat ca ea. Și făceam și cu căpățâna ca ea. Da? Cântăm, că tine nu e nimeni, nu-i nimeni. Și m-au remarcat. E bine dacă cântai ca ea. Uite, m-au remarcat și m-am dus la Școala Populară de Artă. Iată ce scria Morning Star la începutul anilor 70. Ca o stea a scenei, a marelui și micului ecran, voluptatea cu care cântă Margareta Păslaru ne-o amintește pe Marlene Dietrich. E frumos. În anii 70. Frumos, da. Margareta Păslaru, artista completă, cântăreața, actrița de teatru și de cinema. A ajuns la vârsta la care sufletul și mintea capătă culoarea și finețea porțelanului. Absolut superb.